seara, bine v-am găsit, Vlad și Mihai. Facem acum un pic de teste să vedem dacă funcționează live-ul. Acolo se vede bine? Totul e ok, da? Bun, hai că vă așteptăm. Iată. Bun. A început să intre lumea. Se vede. E tot în regulă. Putem să-i dăm drumul la distracție, la party. Să ne scrieți dacă se aude bine, ca să știm să dăm mai tare, mai încet. Da? Bun. Să înceapă Iată. Distracția. Încea. Iată. Vlad, DJ. Una SUS. Mihai Nedea la clape. No, mulțumim celor de la Unveil pentru inițiativă. Vreau să vă placă, să vă distrați cu noi. O să aveți jos și un link pentru donații care vreți să ne ajutați în chestia pe care o facem noi acum. Să-i dăm drumul la distracție, că prea multă vorbă e deja. Buletinul de identitate al acestei lucrări. Decorul în care aceasta se desfășoară. Un salon de cel mai perfect prost gust în casa industriașului Mișu Tătoșide. Mișu Tătoșide. Mișu Tătoșide. Al unei mari fabrici de textile și anume Firul Vieții. Firul Vieții. Firul Vieții. Firul Vieții. Firul Vieții. Firul Vieții. Firul 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 Vieții. Mișu.
Cârtoșie, Găzdoiul, Găzdoiul. Are picioare scurte ca de pian și capul mare cât un mertic de ovăz. De pian și capul mare cât un mertic de ovăz. Mae Ragasonescu, asociatul lui Mișu Tătoșie, un fel de putină cu pantaloni, mâncăcios ca un pluton de recrut după instrucție și libidinos ca toți Ludovici Franței după istoria calandră. Nu poate pronunța pe R. Nu poate pronunța pe R. Drept care zice Madu în loc de Radu, Ame Pamale Benechet. Ame Pamale Benechet.
Și cu acestea spuse, poftiți, vă rog, în salonul familiei Tătoșine. Nu mă mai zic! Cu prima melodie, să ne scrieți dacă se aude bine, dacă nu, acolo în spatele camerei mai avem un prieten care se ocupă să fie totul acolo ok. Jokerul DJ Maurice. No, să trecem la următoarea piesă, o compoziție aproape proprie, pentru că o să fie o poezie de Tudor Arghezi, Cuiul. Altul noi.
nimănui, un băiat al nimănui născoce atunci. Un cui. Un cui. 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 Și l-a scos și a arătat. Cuiul nou o săptămână a umblat din mână în mână. Mână în mână. Mână în mână. A fost strâns și pipăit, pus pe limbă, mirosit. Niciun om nu înțelege cuiul teabă, cum să lege fără bunii și burele scrându-le între ele. Năzvrăvanul și golanul. Năzvrăvanul și golanul înfipse cu ciocanul. Fipse cu ciocanul. 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 Cu ciocanul.
s-ar putea să ne împrumutați. Ce? Magnetofon. 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 Că v-a plăcut până acum, să ne scrieți, să vedem dacă e totul în regulă. Oricum, mulțumim celor care au intrat. Am uitat să pun acolo, să-mi pun și eu ca să văd cine scrie, așa că vă mulțumesc oricum tuturor care ne scrieți. Și cineva se ocupă acolo în spate. Nu pot eu să vă scriu direct, dar mulțumim amândoi.
să trecem mai departe. Thank you.
așa din curiozitate. N-are ce mă întreba? N-are ce mă întreba? Așa din curiozitate. Nu vi se pare că e cam cald? Nu vi se pare că e cam cald? Nu vi se pare că e cam cald? Cu ce mă ocupa? Dacă nu vă deranjezi? Da, de ce vă întrebați? E, așa de curiozitate. Thank you.
Thank you.
Românie, asta ți-o doresc. Despre ce e vorba? 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 Stimate doamnă, ne revine la modul plăcerea de a avea în față pe marele mare. Stimate doamnă, ne revine la modul plăcerea de a avea în față pe marele maestru. Față pe marele maestru. Față, față, față pe marele maestru. Încântat. 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 Sfântul maestru. Sfântul. 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 Sfântul maestru. Sfântul maestru. Aveți un copil? Aveți un copil? Aveți un copil? 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 Foarte reușit! Foarte reușit! Foarte! Foarte! Foarte reușit! Generație de astenici. Din cauza plasticului și a electricității. Plasticului și a electricității. Viciare, 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 viciare. Omletă cu ceapă. Omletă cu ceapă. Omletă cu ceapă. Da maestre, da maestre, da maestre, da maestre. Bun,
că mai avem o melodie când și primiri la cabinet, primiri la cabinet când se dă drumul. Când se ne vedem cu toții. Mai discutăm. Mai vedem. Nu? Mai vedem. Nu? Mai vedem. Bun. Dragilor, am ajuns și la ultima melodie. Sperăm că v-a plăcut. Să terminăm acum în forță. Yeah! Și, no, dacă v-a plăcut, să puteți să donați. Aveți acolo un link mai jos. E pe profilul meu de la Unveiled. Și... No, și așteptăm să ne vedem și face-to-face, că așa live e un pic mai nelipsiți. Dacă nu avem vibe-ul vostru, e un pic caiurea pentru noi. Și mai ales pentru mine, că trebuie să vorbesc. Eu tot timpul mă ascund aici în spatele clavelor și las pe altcineva în față. Iată buletinul de identitate. No. Ia. Și acum mai dăm și ultima melodie cu buletinul de identitate. Iată buletinul de identitate al acestei lucrări. Decorul în care aceasta se desfășoară. Un salon de cel mai perfect prost gust în casa industriașului Mișu Tătoșide, coproprietar al unei mari fabrici de textile și anume Firul Vieții. Firul Vieții. Nu poate pronunța pe R. Ame pamale pe mechet. Ame pamale pe mechet. În sfârșit se explică.
cuvânt de la tine cum să ne încercam. Adică cum până ai smerat? Da, e! Picioare scurte ca de pian, picioare scurte ca de pian și capul mare cât un mertic două. Picioare scurte ca de pian și capul mare cât un mertic două. Miș, miș. Și capul mare cât un mertic două. Iată buletinul de identitate. Iată buletinul de identitate.
buletinul de identitate. Iată buletinul de identitate al acestei lucrări. No, mulțumim frumos, Mihai Nedea și DJ Una Ezruel, a.k.a. Păsăroiu, în spatele camerei Jokeru și Horia cu sprijinul moral. No, vă mulțumim, sper că a fost o seară la fel de frumoasă ca și pentru noi. Și astea fiind spuse, așteptăm să ne vedem face to face.